Și pentru bărbații, acei 25% care vor să se mândrească cu bărbile lor, am un cadou. Hairstylistul Octavian Sârbu a venit astăzi la noi. Salut! Salutare! Și ne învață totul despre bărbi. Practic. Exact. Cum le întreținem, cum le tăiem, cum avem grijă de ele să ne iasă așa perfecte contururile. E foarte greu, e o lume foarte, foarte nemiloasă, lumea bărbilor, și sper să ne ghidezi prin ea. Da, am adus două modele, unul cu barbă mai scurtă, unul cu barbă mai lungă, care are și o mustăcioară. Nu poți să vii cu barbă fără să veni și cu o mustăcioară. Frumos, da, exact. Da. Bun, deci avem mai multe tipuri de barbă. Există niște sfaturi generale pentru toți bărbații care se uită acum la noi despre cum ar trebui să ne întreținem barba în general? În primul rând, există și produse pentru cei care au barba mai mare, și pentru că e diferit pH-ul scalpului față de pH-ul tenului. Okay. Și atunci există și niște șampoane și balsam. Există și balsam sau mască pentru barbă. Ce vorbești? Se spală în primul rând cu șamponul ei, da. Se dă cu balsam, exact, se dă cu mască. Da, și avem și produse de styling. Eu am adus astăzi un ulei pe care o să-l folosim, care merge și pe ten și pentru barbă. Okay. Există și ceară sau gel pentru barbă. Deci... Există o întrebare pe care cred că o avem cu toții în minte. Cât de des se tunde barba? În primul rând, ți-o tunzi când pare neîngrijită, să zic așa. Da. Adică acum două săptămâni, șurubă. Acum două săptămâni, Bun, haideți să trecem atunci la modelele pe care le-ai adus și să ne explici ce facem. Pe unul o să-l fac cu mașina, rapid, și pe unul o să-l fac din foarfecă. Perfect. Hai să vedem. Să ne și povestești în timp ce faci, ce faci. Exact. O să-i folosesc. Va trebui să stai cumva să vedem și noi ce faci. Stai că suntem curioși, toată țara vrea să vadă. Așa, ia. Da, o să-i las un pic barba mai mare în zona de cioc. Și o să-i vin cu ea pierdută pe gât, da? Pentru că există două variante. Una cu bordură, cum ai și tu, și una pierdută. Care e diferența? Varianta pierdută te ține puțin mai mult. Uite, eu s-a făcut de vreo 4-5 zile și nu se vede. Asta la, cu contur trebuie să-ți faci cam la două zile maxim, ar trebui să-ți iei barba. Au zis la Bogdan, e pierdută. Să vă explic pierdutul meu de aici, două secunde. A mea a avut bordură, dar n-am mai tuns-o de mult. De aici și efectul ăsta de pierdut. Se merge pierdut aici un pic așa. Dacă mai are, auziți, am o întrebare aici din public. Golurile astea, golurile astea se acoperă cumva vreodată cu mare Bogdan? Depinde dacă este o problemă medicală sau... E medicală aici. Nu știu dacă se vede aici. Așa. Da, mai cade părul din barbă câteodată. Văd că acum ai ajuns la mustață. Da. Eu de obicei am chestia asta că îmi tund mustața un pic mai scurt. Da. Cum se face, de fapt? Da, și de ce? Pentru că, ca să dea o senzație de uniform, mustața trebuie un pic mai scurtă decât barba, pentru că e firul mai gros în barbă. Ah, ok. Da. Bun, bun, bun. Deci tundem și mustața și pe el ai terminat deja cu mașina. Și conturul văd că nu are foarte mult nevoie să-i faci contur. Știi, o să-i fac și un contur rapid. Linia de contur am văzut că se face cu un alt tip de mașină. E mai, mai mică așa și mai precisă. Se numește chiar contură. A, așa îi zice, contură. Da. Deci nu faci cu aceeași mașină de tuns, nu? Nu. Bun. Pe atunci să-i facem și conturul și să trecem contur. Și la al doilea model. Okay. Uite, ăsta e. Mașinuța asta, mă, fiți atenți un pic. Deci uite cum vine așa de sus în jos și face linia aia perfectă. Asta uite așa, da? Ca să vedem și noi. Exact. Deci asta e... să ai mână chirurgicală aici, exact. Că nu merge. Asta este pictură pe față, practic. E curbura pământului dacă fac eu. Este incredibil. Zici că desenează acolo. E așa cum se vede în linia. Da, poți să cobor și cam mai jos puțin, dar o las destul de naturală. Uite-te în partea aia, așa, perfect, și acum te vedem. Măi, ceva perfect. Frumos. Hai să mergem și la al doilea model. Okay. Pe el o să-l tund în picioare, pentru că n-am oglindă și nu mă pot ghida foarte bine. O să-l ridic în picioare, pun pelerina. Ok, hai să vedem cum merge, cum funcționează. Și acum va face o magie și va dispare. A, nu? Nu, scuze, am crezut că o să dispară. Nu, că nu e cu magicieni. Aici presupun că o să ai un tuns din foarfecă. Din foarfecă, poți să te ridici, te rog. Ia să vedem. Da. Practic ce faci? Doar nivelezi un pic și din nou. Da, iau puțin vârfurile, uite, partea asta e un pic mai lungă, o să iau jos din foarfecă. Asta vezi tu, că noi acasă, când ne facem singuri, mi-aș face eu așa... Te puneam să-ți faci și ție barba. Păi, Doamne ajută, dacă mai stai pe aici. Poți să mai zici o dată, Doamne ajută, șurubel. Dacă vă ajută, pot să-i fac eu barba lui șurubel, că mă pricep să fac, nu? Nu, am zis Doamne ajută, nu Doamne le ajută. Oh. Okay. Bun. Așa.
Uite, deci, practic... Da, și practic ei, doar, ei au doar firele care sunt mai răzlețe, mai... Tu îi tunzi acum barba și în funcție de fizionomia feței, cumva, ca să-i dea o altă formă? Da, în general avem variantă pe pătrat, de exemplu, dacă avem... A. Uite, ție merge bine pătratul. Da? Da, da. Ca așa am eu capul. Deci, în funcție de forma capului meu, dacă eu am cap pătrat... Da, mă, da, mă, care idei creți? În general, la bărbați, am văzut în ultimul timp, barba trebuie să fie puțin mai lungă pe partea de bărbie. A, în cioc, în bărbie. Și pierdut. Și pierdut, da, înspre urechi. Mai ales la după vârstă, bărbații încep să aibă gușă. Și dacă e barba mai lungă la cioc, se acoperă gușa, nu se mai vedeți vede gușa. Vedeți că asta e un sfat tăiat, foarte bun. Eu mi-am tăiat barba după 10 ani de zile și am văzut că am gușă după 10, nu mi-am văzut barba. Ți-ai descoperit-o după aceea, da, nu? Am, da, da, mi-am lăsat cu mai lung și ok, nu și se mai hai să vedem în final și mustața, pentru că acolo jos văd că ai făcut foarte, foarte, foarte bine nivelarea. Și acum trebuie să tun și mustața. Îi fac un pic și mustața, nu? Da. Am iau o forfecuță mai mică de detalii. Măi, deci o mustață așa, ce m-aș mândri cu ea. Vreau și o mustață așa. Așa, o mustață de Alexandru Ioan Cuza. De domnitor. Parcă unești niște principate. Asta când te pleci din casă, nu te duci să iei pâine. Te duci să unești niște principate. Nu râde, nu râde că ăsta e mustața. Râzi pe mustața ta, ai grijă. Aici chiar că banii, viața sau mustața. Ce frumos, uite, da, ce. Uite ce bine. Îmi place că acolo l-ai luat la mustață. Așa? L-am luat la mustață. Perfect. Hai că le zicem pe toate acum, toate glumele cu mustață. Și încă puțin pe vârf. Și arăți aici perfect. Aveți, aici trebuie să tunzi fiecare fir, bă, în parte. Foarte frumos. Foarte frumos. Octavian Sârbu, te găsim pe Instagram, dacă vrem să mai aflăm niște secrete de la tine. Da, și pe TikTok. Acolo mai dau, a, mai dau din casă. TikTok, mai da? Dau din casă, da. Casă, domnule. Mulțumesc frumos. Mulțumesc și eu. Luăm o scurtă pauză de publicitate și ne întoarcem. Vorbește lumea la cafea. Șurubel, tu gătești, mami? Eu dacă gătesc nu pun pe Instagram. Apropo că mă uitam și acum la mine pe cont. Să știți că multă lume îmi scrie și mă întreabă cum îmi mențin barba, pentru că arată foarte bine. Mm-hmm. Asta e adevărat. Exact. Și Rubel, poți să pui puțin stop, pauză. Cine, mai exact care lume îți scrie ție să te întrebe despre acest pufulete? Vreau să știi, Bogdan, că am 29,9k followeri pe Instagram, dintre care 25% sunt bărbați. Mă rog. Super! Da. Yes! Woo. În sensul că mă urmăresc mai mult fete, nu știu de ce. Așa? Dar se întâmplă. Și pentru bărbații, acei 25% care vor să se mândrească cu bărbile lor, am un cadou. Hairstylistul Octavian Sârbu a venit astăzi la noi. Salut! Salutare! Și ne învață totul despre bărbi. Practic. Exact. Cum le întreținem, da, cum, da, le tăiem, cum avem grijă de ele să ne iasă așa perfecte contururile. E foarte greu, e o lume foarte, foarte nemiloasă, lumea bărbilor, și sper să ne ghidezi prin ea. Da, am adus două modele, unul cu barbă mai scurtă, unul cu barbă mai lungă, care are și o mustăcioară. Nu poți să vii cu barbă fără să veni și cu o mustăcioară. Frumos, nu? Da, exact. Da. Bun, deci avem mai multe tipuri de barbă. Există niște sfaturi generale pentru toți bărbații care se uită acum la noi despre cum ar trebui să ne întreținem barba în general? În primul rând, există și produse pentru cei care au barba mai mare, și pentru că e diferit pH-ul scalpului față de pH-ul tenului. Okay. Și atunci există și niște șampoane și balsam. Există și balsam sau mască pentru barbă. Ce, da, vorbești? Se spală în primul rând cu șamponul ei, da, se exact, dă cu balsam, exact, se dă, da, cu mască. Da, și avem și produse de styling. Eu am adus astăzi un ulei pe care o să-l folosim, care merge și pe ten și pentru barbă. Okay. Există și ceară sau gel pentru barbă. Deci... Există o întrebare pe care eu cred că o avem cu toții în minte. Cât de des se tunde barba? În primul rând, ți-o tunzi când pare neîngrijită, să zic așa. Da. Adică acum două săptămâni, Șurubel. Acum două săptămâni, da, da, da. Bun, haideți să trecem atunci la modelele pe care le-ai adus, da, și să ne explici ce facem. Pe unul o să-l fac cu mașina, rapid, și pe unul o să-l fac din foarfecă. Perfect. Hai, da, să vedem. Să ne și povestești în timp ce faci, ce faci. Exact. O să-i trebuie folosesc... să stai cumva să vedem și noi ce faci. Stai că suntem curioși, toată țara vrea să vadă. Așa, ia. Da, o să-i las un pic barba mai mare în zona de cioc. Și o să-i vin cu ea pierdută pe gât, da? Pentru că există două variante. Una cu bordură, cum ai și tu, și una pierdută. Care e diferența? Varianta pierdută te ține puțin mai mult. Uite, eu s-a făcut de vreo 4-5 zile și nu se vede. Asta la, cu contur trebuie să-ți faci cam la 2 zile maxim ar trebui să-ți iei barba. Au zis la Bogdan, e pierdută.
Să vă explic pierdutul meu de aici, două secunde. A mea a avut bordură, dar n-am mai tuns-o de mult. De aici și efectul ăsta de pierdut. Se merge pierdut aici un pic așa. Dacă mai are, auziți, am o întrebare aici din public. Golurile astea astea golurile astea se acoperă cumva vreodată? Cum are Bogdan? Depinde dacă este o problemă medicală sau... E medicală aici. Nu știu dacă se vede aici. Așa. Da, mai cade părul din barbă câteodată. Văd că acum ai ajuns la mustață. Da. Eu de obicei am chestia asta că îmi tund mustața un pic mai scurt. Da. Cum se face de fapt? Da, și de ce? Pentru că ca să dea o senzație de uniform, mustața trebuie un pic mai scurtă decât barba, pentru că e firul mai gros în barbă. Ah, ok. Da. Bun, bun, bun. Deci tundem și mustața și pe el l-ai terminat deja cu mașina. Și conturul văd că nu are foarte mult nevoie să-i faci contur. Știi, o să-i fac și un contur rapid. Linia de contur am văzut că se face cu un alt tip de mașină. E mai, mai mică așa și mai precisă. Se numește chiar contură. A, așa îi zice, contură. Da. Deci nu faci cu aceeași mașină de tuns, nu? Nu. Bun. Păi atunci să-i facem și conturul și să trecem și la al doilea model. Okay. Uite, ăsta e. Mașinuța asta, mă, fiți atenți un pic. Deci uite cum vine așa de sus în jos și face linia aia perfectă. Asta uite așa, da? Ca să vedem și noi. Exact. Deci trebuie să ai mână chirurgicală aici, exact. Că nu merge. Asta este pictură pe față, practic. E curbura pământului dacă fac eu. Este incredibil. Zici că desenează acolo. E așa cum se vede în linia. Da, uite, poți să cobor și cam mai jos puțin, dar o las destul de naturală. Uite-te în partea aia, așa, perfect. Și acum te vedem. Măi, ceva perfect. Frumos. Hai să mergem și la al doilea model. Okay. Pe el o saltând în picioare, pentru că n-am oglindă și nu mă pot ghida foarte bine. O să-l ridic în picioare, pun pelerina. Ok, hai să vedem cum merge, cum funcționează. Și acum va face o magie și va dispara. Nu? Nu, da. Scuze, am crezut că o să dispară. Nu, că nu e cu magicieni. Aici presupun că o să ai un tuns din foarfecă. Din foarfecă, poți să te ridici, te rog. Ia să vedem. Da. Practic ce faci? Doar nivelezi un pic și din nou. Da, iau puțin vârfurile, uite, partea asta e un pic mai lungă. O să iau jos din foarfecă. Asta vezi tu, că noi acasă, când ne facem singuri... Dacă mi-aș face eu așa... Te puneam să-ți fac și ție barba. Păi, Doamne ajută, dacă mai stai pe aici. Poți să mai zici o dată, Doamne ajută, Șurubel. Dacă vă ajută, pot să-i fac eu barba lui Șurubel, că mă pricep să fac... Nu? Nu, am zis Doamne ajută, nu Doamnele ajută. Oh. Okay. Bun. Așa. Uite, deci, practic... Da, și practic ei au doar firele care sunt mai... Răzlețe mai... Tu îi tunzi acum barba și în funcție de fizionomia feței, cumva, ca să-i dea o altă formă? Da, în general avem variantă pe pătrat, de exemplu, dacă avem... A. Uite, ție merge bine pătratul. Da? Da, da. Ca așa am eu capul. Deci în funcție de forma capului meu, dacă eu am cap pătrat... Da, mă, dar măcar ai idei, crezi. În general, la bărbați, am văzut în ultimul timp, barba trebuie să fie puțin mai lungă pe partea de bărbie. A, în cioc, în bărbie. Și pierdut. Și pierdut înspre urechi. Mai ales la după vârstă, bărbații încep să aibă gușă. Și dacă e barba mai lungă la cioc, se acoperă gușa. Nu se mai vede gușa. Vedeți că asta e un sfat foarte bun. Eu mi-am tăiat barba după 10 ani de zile și am văzut că am gușă după 10. Nu mi-am văzut barba. Ți-ai descoperit-o după aceea, da, nu? Da, da, mi-am lăsat cu mai lung și ok, nu se mai vede. Și hai să vedem în final și mustața, pentru că acolo jos văd că ai făcut foarte, foarte, foarte bine nivelarea. Și acum trebuie să tun și mustața. Îi fac un pic și mustața, da. Îmi iau o forfecuță mai mică de detalii. Măi, deci o mustață așa, ce m-aș mândri cu ea. Vreau și o mustață așa. Așa, o mustață de Alexandru Ioan Cuza. De domnitor. Parcă unești niște principate. Asta când te pleci din casă, nu te duci să iei pâine. Te duci să unești niște principate. Nu râde, nu râde că ăsta e mustața. Râzi pe mustața ta, ai grijă. Aici chiar că banii, viața sau mustața. Ce frumos, uite ce. Uite ce bine. Îmi place că acolo l-ai luat la mustață. Așa. L-am luat la mustață. Perfect. Hai că le zicem pe toate acum, toate glumele cu mustață. Și încă puțin pe vârf. Și arăți aici perfect. Aveți, aici trebuie să tunzi fiecare fir în parte. Foarte frumos. Foarte frumos. Octavian Sârbu, te găsim pe Instagram, dacă vrem să mai aflăm niște secrete de la tine. Da, și pe TikTok. Acolo mai dau din casă. TikTok, mai dau din casă, Mulțumesc frumos. Mulțumesc și eu.